Senatorul sucevean Ovidiu Donțu a fost reales în funcția de președinte al organizației municipale Suceava PSD. Alegerile au avut loc în urmă cu mai bine de o săptămână și s-au desfășurat cât se poate de discret, departe de ochii presei. Altădată astfel de evenimente erau speculate la maxim pentru imaginea partidului și a membrilor săi. Era un bun prilej pentru prezentarea intențiilor, a ideilor și a capacității de a menține treaz interesul opiniei publice pentru viața de partid. Președintele organizației municipale Suceava PSD, senatorul Ovidiu Donțu, a ținut să precizeze telefonic că întrunirea nu s-a ținut departe de ochii presei și cu atât mai puțin de cei ai liderului județean al socialdemocraților suceveni, Cătălin Nechifor. El a mai spus că întrunirea a fost una de reconfirmare, votul fiind dat prin delegați și nu prin adunarea generală de alegeri. Donțu a respins orice speculație legată de faptul că prin neinvitarea lui Nechifor, el ar fi vrut să sublinieze autoritatea acestuia în PSD Suceava. Nu stăm deloc departe de ochii presei. A fost o ședință de reconfirmare doar datorită faptului că în august 2014 organizația municipală a mai avut o ședință similară, o conferință municipală și întrucât la alegerile trecute foloseam prevederea statutară de vot prin adunarea generală, la nivelul organizației județene Suceava s-a luat decizia de a se face aceste alegeri prin delegați. Am decis continuarea programelor sociale ale partidului, glicemie și tensiune gratuiți, după cum bine știți și știu sucevenii, noi avem corturi în care facem aceste lucruri, desfășurarea de acțiuni sociale de întrajutorare a persoanelor nevoiașe, programului Înscrie-te și sigur suntem mai hotărâți ca oricând să cucerim bătăliile care vor avea loc în anul 2016, atât la alegerile locale cât și cele parlamentare. Dacă întrunirea n-a fost departe de ochii presei, se spune că a fost departe de ochii liderului județean, Cătălin Nechifor, că ar fi vorba oarecum de o insubordonare a dumneavoastră față de președintele PSD Suceava, domnul Cătălin Nechifor. I-ați subminat autoritatea cumva? Categoric. Nu am pregătit această ședință împreună cu domnul președinte Nechifor. Domnul președinte Nechifor era în drum spre Bruxelles la un eveniment cu regiunea înfrățită. Eu zic că lucrurile sunt în regulă, subordonarea este statutară și ierarhică și este de 100% și mai mult vreau să vă spun că am o prietenie de 100% cu Cătălin Nechifor și astfel de speculații nu le veți găsi în PSD, căutați-le în PNL pentru că aveți ce și unde căuta. La alegerile din 14 septembrie au fost prezenți 115 membri, iar Ovidiu Donțu a fost singurul candidat pentru președinția organizației, în cele din urmă el fiind reales de toți cei prezenți. De asemenea, în funcția de prim vicepreședinte a fost reales doctorul Tiberius Brădățan.